Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chevac, iar alături de mine se află unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei, Mihaela Ion. Mihaela, bine ai venit! Bine v-am regăsit și mă bucur să avem acest interviu. Mihaela este manager cultural, este curator și teoretician de artă, cu deja 12 ani de experiență în spate. Iar la Fundația Calea Victoriei vă invită la atelierul online intitulat Introducere în arta urbană. Mihaela, în primul rând vreau să te rog să ne explici foarte pe scurt cum identificăm arta urbană, ca să nu trecem pe lângă ea pe stradă. Ce înseamnă mai exact arta urbană? Arta urbană înseamnă toate cele stencils-uri, toate cele stickere, toate cele graffiti-uri și murale pe care le vedem în jurul nostru, dar nu mă refer la toate acele inserții urbane care nu au nicio legătură cu arta sau care sunt făcute de copii sau sunt făcute de neofiți în domenii, ci mă refer strict la acele proiecte care sunt realizate de artiști, acele proiecte care au binecuvântarea, dacă pot să spun așa, a primăriilor, a caselor asupra cărora intervin și sunt realizate de oameni care și-au creat deja un stil. Când te uiți la un stencil creat de un artist urban cu renume, automat îți dai seama că este realizat de el. Este fix ca cum se întâmplă și cu arta contemporană. Recunosc stilul în momentul în care vezi o lucrare de artă urbană și toți acești artiști urbani au început să-și creeze un stil personal, au început să călătorească prin România, au început să călătorească prin străinătate și, cel mai important, apelează de foarte multe ori la produse de calitate. Mă refer aici la spray-uri, mă refer la imprint-uri, la stencils-uri, astfel încât acestea să reziste în timp, pentru că arta urbană este o artă perisabilă. De foarte multe ori aceasta poate să dispară ușor dacă nu sunt folosite materiale de calitate. Și ce vreau să mai adaug este că o parte a artei urbane este una foarte perisabilă și care se dispare la prima ploaie, este cea realizată în Crete. Și sunt câțiva artiști urbani care realizează pe trotuare lucrări de artă urbană, le iau undeva între 3 zile, o săptămână, atâta vreme cât au noroc să nu vină ploaia. Și imediat ce a venit ploaia aceea, o lucrare este pierdută definitiv. Ceea ce au făcut ei este o instalație urbană, o instalație stradală de foarte scurtă durată, până la prima ploaie. Deci nu vorbim despre grafitiul de la parterul blocului meu pe care cei de la administrație îl mai acoperă din când în când cu var și el reapare. Atâta vreme cât nu au autorizația și, cum a spus, binecuvântarea, acordul asociației este doar o măzgălitură și nu ar trebui să fie acolo. Însă ceea ce spui tu este foarte interesant și sunt câteva aspecte legale referitoare la această artă urbană, pentru că în momentul în care deții o clădire de patrimoniu, tu nu poți să intervii asupra ei să dai un strat de var și ai nevoie să te duci la primărie, să obții nu știu câte autorizații, astfel încât tu poți să dai acea mână de var, ceea ce asociația ta poate să facă foarte ușor, pentru că deține buget și deține și o persoană care să văruiască acel perete. Casele de patrimoniu suferă de momentul în care cineva vine cu un spray și le colorează. Chiar am văzut acest scandal, dacă aș putea să spun, la Hanul lui Manuc, când săracii oameni se plângeau public pe rețelele de social media și spuneau: vă rog frumos, nu mai desenați pe clădirea noastră, pentru că noi este foarte greu să o văruim. Primăria nu ne lasă să văruim clădirea ori de câte ori vrem să facem noi acest lucru. Deci artiștii urban trebuie să țină cont foarte mult de locul unde realizează aceste opere de artă, să țină foarte mult cont de statutul legal pe care îl are acea clădire și de cele mai multe ori cred că ar trebui să aibă, nu cred, sigur trebuie să aibă acordul proprietarilor și acordul primăriilor și acordul directorilor de școli. Nu poți să te consideri artist urban și să fii doar cel care a măzgălit metrou bucureștean în mod constant de când e mic până când a ajuns mare, dar și metrou urban. Și metroul din București, dacă mergeți pe magistrala 4, dacă nu mă înșel, cea de la 1 Mai, Străulești, încă mai sunt metrourile acelea vechi, pe care le aveam pe toate magistrale acum, cred că 15 ani, 12 ani, dacă nu mă înșel, și puteți să vedeți așa un pic de artă urbană bucureșteană, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că sunt straturi și straturi și straturi de graffiti, straturi de printuri, de stencils-uri. Metroul bucureștean de pe această magistrală este un work in progress, este o operă de artă în realizare. Hai să vorbim puțin despre istoria și mai ales despre valorizarea acestor opere de artă până la urmă. Pentru că am citit în prezentarea cursului tău că cele mai multe, în momentul ăsta,
vor să adreseze, să atragă atenția asupra unei probleme din societate. Deci artiștii urbani nu desenează doar de dragul de a desena, ci vor să tragă un semnal de alarmă. Aș vrea să ne povestești puțin mai mult despre asta. Da, de cele mai multe ori artiștii urbani folosesc arta urbană pentru a transmite mesaje sociale, mesaje politice, mesaje de activism, întrucât este o artă pe care o vezi mergând pe stradă. Este o artă cu care te lovești, nu e ca și cum intri într-un muzeu, intri într-o galerie de artă și te aștepți să găsești opere de artă acolo, pentru că în momentul în care intri într-un muzeu, automat știi că vor fi opere de artă. Însă, gândește, mergi pe stradă și la un moment dat vezi sensul foarte mare și vezi că atingi un subiect sensibil pentru societate sau un subiect sensibil economic, politic, social și începi să spui probleme. În primul rând te gândești ce este acea pictură, de ce, ce este chestia asta colorată pe blocul ăsta foarte gri, cum se întâmplă de multe ori în București și în alte orașe și începi să spui probleme, începi să te gândești, uite ce bine că acest artist a abordat acest subiect. De asemenea, și pe tramvai am început să apară proiecte realizate cu binecuvântarea municipalității, unde vedem mesaje din acestea cu poartă mască, vedem mesaje cu uitați ce modele avem în România și model la care ar trebui să ne întoarcem astfel încât să-i considerăm pe ei ca fiind reprezentativ pentru cultura românească și nu pe cei pe care îi considerăm actualmente prin prisma televiziunilor. Este o artă facilă pentru că are un public larg. Este un public divers, cum am spus. Te duci pe stradă și la un moment dat vezi un mural care atinge un subiect social și îți pui probleme. Vezi școlile, cum se transformă momentul în care realizează aceste murale și copiii interacționează mai mult cu aceste subiecte de actualitate. Deci nu este o artă de dragul artei. Este o artă socială, până la urmă. Sunt și artiști care fac artă de dragul artei, cum sunt cei care au o cromatică foarte colorată, nu reprezintă neapărat peisaje sau personaje pe care să le recunoaștem, ci sunt cele foarte colorate, foarte simpatice. Ți-e drag așa să te duci la ele și să-ți faci poze pentru Instagram sau pentru Facebook, pentru că sunt pereții perfect pentru a realiza astfel de fotografii. Și acestea nu au neapărat acest aspect social, acest aspect politic sau economic. Hai să vorbim puțin despre acești artiști. Sunt curioasă cum arată comunitatea artiștilor urbani din România. Sunt studenți la arte, absolvenți, sunt artiști amatori, pot să mă apuc și eu? Cred că ai putea să te apuci și tu atâta vreme cât ai toate cunoștințele necesare pentru a face așa ceva, pentru că trebuie să pregătești un perete, să susțină un mural, trebuie să știi ce print să folosești și să-l pui pe perete. Este o comunitate în plină dezvoltare, sunt foarte mulți curatori care au început să realizeze astfel de expoziții cu acești artiști urbani, însă majoritatea lor sunt artiști cu diplome, artiști care cunosc foarte bine istoria artei, cunosc foarte bine tehnicile de pictură, de sculptură, însă au ales să realizeze aceste murale, au ales să facă instalații stradale, au ales să găsească o altă formă de manifestare artistică și mi se pare că generația românească actualmente este una extraordinară. Sunt mândră că sunt contemporană cu ei și sper că peste 30-40 de ani, când o să fim cu toții la o vârstă venerabile, să fim onorați că i-am avut în viață, în timpul vieții noastre și să ne bucurăm de murarele pe care ei le-au realizat acum. Deci România este pe harta internațională a artei urbane. Este, bineînțeles, este și realizează, sunt din ce în ce mai multe proiecte destinate aceste arte urbane, din ce în ce mai multe proiecte realizate în diferite orașe, nu doar în București, în Cluj-Napoca sau Timișoara, ci au început să fie și prin Sibiu, au început să fie și în Brașov, au început să fie în Târgu Jiu, au început să fie cam peste tot, pentru că, dată fiind și pandemia, automat suntem obligați cu toții să stăm mai mult afară și să socializăm cu toții în aer liber. Și au început să prospere aceste proiecte de artă urbană. Și înainte erau, însă nu erau atât de mult băgate în seama, pentru că oamenii totdeauna erau prinși în grijile cotidiene și nu prea ieșeau pe afară doar ca să se bucure de aerul curat, să se bucure de ce se întâmplă în jurul lor. Însă acum au văzut că dacă își ridică privirea de jos, vor vedea un mural, vor vedea ceva nou pe blocul lor, vor vedea ceva nou pe școala lor. Și mi se pare foarte interesant, dacă pot să spun așa, modul în care arta urbană s-a schimbat în perioada pandemiei și modul în care arta urbană a început să fie, să-și găsească locul în arta contemporană și a început să aibă un public mult mai amplu, cum am spus. Ești pe stradă, automat te lovești de o artă urbană și automat interacționezi cu ea mult mai bine acum.
Hai să ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să te provoc să călătorim puțin, așa, de final. Care este proiectul tău artistic preferat din România? Ne referim, bineînțeles, în continuare la artă urbană. Și dacă poți să ne spui o destinație internațională pe care trebuie să o vedem dacă suntem curioși să vizităm un oraș, nu știu, artă urbană friendly, să zicem. În primul rând, cred că aș spune de street delivery, atât din București cât și din celelalte orașe din România, pentru că în fiecare an, exceptând anul acesta, realizau lucrări de artă urbană pe strada Artur Verona din București și pe diferite străzi din țară. Este unul din proiectele mele foarte dragi. Festivalul Street Delivery, te duci, știi la ce să te aștepți, știi că arta urbană este pusă la locul ei de valoare, este pusă pe piedestal în cadrul acestui festival. Îmi place foarte mult ce se întâmplă în Brașov, prin festivalul Amural, prin toate grafitiurile care apar în centrul vechi, care apar în diferite piațete din Brașov. Brașovul mi se pare că are o expansiune creativă imensă în ultima perioadă și mă bucur să văd acest lucru. Însă, cred că și în Bacău este Zidart și trebuie neapărat să urmăriți acest traseu al artei urbane. Iar cei de la FIDER au făcut proiectul în Haiden, Bucarest, unde sunt, cred că, peste 50 sau mai multe locații din București. Au și o hartă foarte interesantă a tuturor punctelor unde aceste opere de artă urbană au fost realizate. Și poți să faci într-o zi sau mai multe zile acest traseu al artei urbane din România. Iar cele din străinătate, voi recomanda întotdeauna Londra, zona Shoreditch, zona Brick Lane, pentru că grafitiul și arta urbană este, cred că, la loc de grație în această zonă din Londra și cred că dacă te duci în Marea Britanie, trebuie neapărat să vezi o lucrare realizată de Banksy și chiar dacă te duci în străinătate, neapărat să cauți o lucrare realizată de Banksy, o lucrare care încă mai există pe perete, pentru că foarte multe dintre ele au dispărut, din păcate. Bun, cam asta a fost. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția asta, Mihaela. Mulțumesc și eu și vă aștept pe toți la cursul de artă urbană, întrucât o să aflați foarte multe detalii despre ce înseamnă să fii artist urban, de ce trebuie să apreciem o operă de artă urbană și de ce cred că este important să ne ridicăm ochii din trotuar și să ne uităm la tot ce ne înconjoară, la arhitectură, inclusiv la aceste sensuri și murale de artă urbană. Vă aștept cu drag și sper să ne vedem la curs. Și mulțumesc frumos, Andreea! Și noi mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem la cursul Mihaela. La revedere!